parcare avem un bus cu 22. Deci îi fac recreațional, nu este o problemă. Pe deasupra mai avem și faza aceea. Mă numesc Luiza Cristina Nemirela, playboyista, care nu și-a găsit niciodată loc de muncă, dar o știu pe aia cu microfon. E, aseară, la ora 22, am fost armată română pe la terasă să bea o bere la meci, în finală. Și ce să facem noi cu Luiza Cristina Nemirela? Dacă e persoană publică. Ce putem să facem? Dacă o știe pe aceea cu microfonul, e și mai bine. Va prezenta astăzi Unitatea Militară Valahia va prezenta cu onoruri promovarea în grad a tinerilor cadeți după ce au absolvit cursurile de înaintare în grad. Pe partea cealaltă suntem noi, auriștii, care am creat blogurile și locuințele noastre, în care când și când mai intră poliția pe acolo. Vă salut, suntem colegi de partid, dar să știți că suntem și în termen și am venit să mai luăm câte unul de la voi, pentru că s-a închis urmărirea. Unii vor face la domiciliu în cartierul creat, alții nu. Pe deasupra mai există și chestia aceea. Am ajuns, ce anume, directoare la ce anume, la personal. Da. Chestia aceea, știi, când ne-am întâlnit atunci, am ajuns de... acum sunt directoare la personal. Pravia lui Mihai Viteazu visează. Și gura nu mai tace și gândurile negre trec prin cap. Nu știu mai care.
ce are. Eu nu sunt, eu sunt Cristina Luisa Nemirela și ce, eu nu cum pot, e... Andy a fost înainte, aia e la altă grasă, cum o chema, nu știu ce, care e, nu știu cum, de la teatru, cu Toma Caragiu. Ăla la altul, între ăștia doi, ce, eu nu pot. Să ce? Să prezinti? Ce? Festivalul Bucuriei, Festivalul Toamnei, Festivalul Zilele Orașului. Mă duc la Bucovlita și acolo.